Doar de câteva zile de escapadă a avut parte un băiat de 13 ani din Bistrița, dat dispărut de la domiciliu săptămâna trecută. Astăzi el a fost găsit de polițiști și predat familiei. Copilul rătăcea pe străzile din municipiu în momentul în care lucrătorii biroului de investigații criminale i-au dat de urmă. Le-a spus că nu vrea să meargă acasă fără să ofere o altă explicație, dar spre ghinionul lui n-a avut de ales. Lipsea de la domiciliu de câteva zile, când chipurile a plecat spre școală. Nu a fost pentru prima dată când puștul a fugit în lume. A mai avut astfel de escapade și în trecut, de fiecare dată fiind găsit de mama lui ori de poliție. Femeia i-a dat răga să se întoarcă de bunăvoie. L-a căutat prin oraș, pe la prieteni, dar fără rezultat. Lipsită de alte alternative, a reclamat dispariția acestuia oamenilor legii, astfel încât minorul a ajuns pe lista persoanelor date în urmărire.